Părinte, vi se pare normal ce se întâmplă în sânul bisericii? Da, totul e normal. Eu când m-am făcut călugăr, acum 30 de ani, nu am venit la mănăstire ca să stea presa să îmi păzească spatele, să vadă dacă sunt gay sau nu. Mă păzesc singur. Știu ce înseamnă legea lui Dumnezeu, știu ce înseamnă legea morală, știu ce înseamnă conștiința, știu ce înseamnă păcatul și știu ce înseamnă și virtutea. Trebuie să ne respectăm unii pe alții. Trebuie să ne iubim unii pe alții. Și să rugăm presa să nu mai stea la ușa bisericii sau la poarta mănăstirii cu camera de filmat să păzească spatele călugărilor. Mănăstirile nu sunt cluburi de homosexual, mănăstirile sunt locuri în care oamenii se duc și se roagă, iar când se întorc de acolo, spun toți, ce frumos a fost, ce bine m-am simțit. Să vină presa și să stea să vadă cum se face o slujbă la miezul nopții după o zi de muncă, să vadă câtă muncă e și cum se fac câteva rânduri de sfinte liturghii noaptea pentru cei adormiți, pentru cei bolnavi și pentru poporul care a plătit pomenice. De ce nu vin să vadă cum se cosește o zi, cum se prășește o zi, cum se face mâncare într-o zi, cum trebuie să le faci pe toate și să nu mai rămână și cred, după o zi de 12, 14, chiar 16 ore de osteneală cu 3-4 întreruperi de somn pentru rugăciune, dacă după toate acestea îți mai vine apăcat, s-ar putea să fie o anomalie genetică. Dar atâta timp cât nu cunoști interiorul și viața duhovnicească a unei mănăstiri, nu poți să arunci cu noroi. S-au învățat toți, fel și fel de oameni, să vină să-și dea cu părerea de preoți, de călugări, de maici, de episcopi și vorbesc la modul execrabil. Domnule, există o judecată a lui Dumnezeu, nu judecata ochilor pământești. Toți o avem. Este cel mai ușor să cânți că ne plac bisericile de lemn și spațiile mici. Este imposibil să nu te ajungă dreptatea lui Dumnezeu sau mânia lui atunci când iei numele lui Dumnezeu în deșert. Ironia, bășcălia sau zeflemeaua. Bășcălia începe de la voivozi, de la valorile culturale, de la credință, de la oameni, tot trebuie terfelit. Totul s-a păstrat de sute de ani în cărți și s-a transmis din om în om, din mintea călugărilor, care după mintea unora, neavând ce face, s-au adunat la mănăstire și stau și se roagă. Da, așa văd ei, călugări care stau cu mâna întinsă și spun, măi, ne dai și nouă un ban, că doar ne rugăm.